Krishna, Duhai Dumnezeu, din Tomare, Mila Ta, Dumnezeu, Ia uzește, miluiește! Doamnește, Doamnește, Doamne, miluiește! Când ne rugăm pentru Dumnezeu, pentru Părintele nostru, care din Arhiepiscop al Sucevii și Rezăuților și pentru toți frații noștri, cei cu Hristos. Doamnește, Doamnește, Doamne, miluiește! Când ne rugăm pentru Preacuvioasa, mai de noastră stare, să stăm fără la viera, pentru toate maicile și surorile ce se sfinte mănăstiri, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamnește, Doamnește, Doamne, miluiește! Când ne rugăm pentru binecredincioșul popor român de pretutindeni, pentru producătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor, și pentru iubitoarele Hristos armate, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamnește, Doamnește, Doamne, miluiește! Când ne rugăm pentru frații noștri, preoții românachi, erodiacuri, diaconi, monași și monahici, pentru toți cei întru Hristos, frații noștri, când ne rugăm pentru fericiții și pururea pomeniții, titurile sunt locașurile acestea și pentru toți cei mai dinainte adormiți, părinții și frații noștri, drept slăbitori creștini, care odihnesc aici și pretutindeni. Doamne, când ne rugăm pentru mila, viața, pace, sănătate, mântuirea, cercetare, lăsare și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, tinători, vrăjitori, piețuitori, plinitori și binefăcători ai sunt locașurile acestuia. Când ne rugăm pentru cei care au darul și fac bine în sfântă și pentru tot ce înțită mănăstirea aceasta, pentru cei care se obsedesc, pentru cei care cântă și pentru poporul care se înainte și așteaptă de la tine mare și bogată milă. Thank you.
Pastora Julie. Vă zice Domnului, sprijinitorul meu ești și scăpare mea, Dumnezeu meu, voi nădăjdui spre dânsul, că El te va izbăvi din păsările tăroși de cuvântul tulburător, cu spatele te va umpli pe tine și sub aripile lui te nădăjdui, ca o arcă te va înconjura de vărbui. Nu te vei teme de frica de noapte, de săgeata ce scoală, ziua de lucru și omul în întuneric, de mult mace vom pierd toamna sunt. Că dacă de strălatura ca 1010 mii de-a dreapta ta, dar de tine nu se va apropia. Însă cu ochii pe vei privi și răsări la păcătușilor, vei vedea, pentru că pe Domnul nădejdea mea, pe cel prea înaltă, pe scăpare ție. Nu vor veni către tine rele și bătaie, nu se va apropia de locașul tău. Că în cerilor se va porunci pentru tine, ca să te păzească în toate căile tale. Pe mâini te vor învăța, dar nu va se împiedică de altă piciorul tău, pe stea sfidă și va se nisi pe pășit și pe cărca peste lor și peste balauri. Că se vina nărăjui și îl voi scopi pe el, voi acoperi pe el ca cunoscut numele meu. Striga o altă de mine și-l voi auzi pe el, cu Iisus în mine pas și voi scoate pe el și voi slăbi. Cu lungina de zi de voi pe el și voi aduca pe mântuirea mea. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, 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 slavă ție, Dumnezeule, aleluia, 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 slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, 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 slavă ție, Dumnezeule. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Schimbată de la față, Domnul de Hristoase, Dumnezeu, la rătând ucenicilor tăi, slava ta pe cât îi se putea, strălucească și nouă păcătoasă, luminată acea curia și fioare, pentru rugăciunile răstătoare de Dumnezeu, dătătorule de lumină, slavă ție. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ne-am îndrăzare pentru păcatele noastre cele multe, Tu, pe cel ce s-a născut din tine, Doamne născătoare de Dumnezeu, Fecioară, că mult poate rugăciunea Maicii spre îmbrățirea Stăpânului. Nu trece cu vederea rugăciunile păcătoșilor prea curată, că milostul este și poate să mântuiască cel ce-a voit a părinții pentru noi. De vreau ne întâmpine pe noi în curările tale, Doamne, ca să răcim foarte. Ajută-mă, Dumnezeu, de Mântuitorul nostru, pentru slava numele Tău. Doamne, izbăvește-ne și curățește păcatele noastre pentru numele Tău. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, prețește păcatele noastre, Stăpâne, iartă prelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, fie părăția Ta, facă-se voia Ta pe cum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iartă greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Amin. Nu te vei schimba la față, Hristoase Dumnezeule, și pe cât au cuprins ucenicii tăi slava Ta, au înțeles că dacă te vor vedea răstignit să cunoască patima cea de bună voie și nu mi se propovăduiască că tu ești adevărat raza Tatălui. Doamne, miluiește, 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 Doamne
Cu frică de Dumnezeu, întrește roagă în ea,
Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru un alt preasfințitor, Părintele nostru, Calinica, Episcopal Sucevic, Nădăuților, pentru cinstita preoține și cea ca Hristos, diaconime, pentru clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru preacuvioasă, Maica noastră, stareță, stăpâna Gabriela, pentru toate maicele și surorile acestei sfinte mănăstiri, Domnului să ne rugăm. Pentru binefericiosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoarea de Hristos armată, Domnului să ne rugăm. Pentru sfântă mănăstirea aceasta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce cu credință locuiesc în trânsele, Domnului să ne rugăm. Pentru bună întocmirea văzducului, pentru plășularea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm. Pentru cei care călătoresc în stat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei care se ostenesc, pentru cei robici și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să se binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, pentru slavă lui Dumnezeu și pentru preocupirea poporului român, și cu bună spărire să fie aduse la bun sfârșit cu harul și cu lucrarea Preasfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necaz, România, primejdea și nevoia, Domnului să ne rugăm. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe prea sfânta, curata, prea binecuvântată, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoare și bunurea Fecioara Maria cu toți sfinții să o pomeni. Prea sfânta născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe noi cine și unii pe alții și toată viața noastră, Hristos, Dumnezeu, să o Sfânta curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră,
noastră de Dumnezeu născătoare și pururea Fecioară Maria cu toți Sfinții să o pomenim. Să vă mulțumim.
noi să rugăm. Doamne, miluiește-ne! Că suntem Dumnezeu nostru, ție slavă, Iisus Hristos, ca toți să
binecuvintează, Părinte, pe binevestitorul, Sfântului Apostol și Evanghelist Matei. Dumnezeu pe cum ești Sfântul Sfântul Apostol și Evanghelist Matei. Îți dea zice ce bine să știu putere multă spre primirea Evangheliei Hristos Fiul a Domnului nostru Iisus Hristos. Să fie mie după cuvântul vostru, Părinte, înțelegi nedrept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace și Duhului Tău. Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei citim. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Să luăm aminte! În vremea aceea, Iisus a văzut mulțimea de oameni și s-a făcut milă de dânsii și a tămăduit pe toți bolnavilor. Iar când s-a făcut seară, s-au apropiat de dânsul ucenicii săi și au zis, locul acesta este pustiu și iată este târziu. Deci dă drumul mulțimilor ca să se ducă în sate să-și cumpere de mâncare. Iisus însă le-a răspuns, nu trebuie să se ducă, dați-le voi să mănânce. Dar ei au spus, nu avem aici decât numai 5 pâini și 2 pești. Atunci el a zis, aduceți-le aici la mine. După aceea a poruncit oamenilor să șadă pe iarbă și luând cele 5 pâini și cei 2 pești și a ridicat ochii spre cer, a binecuvântat și frângând a dat ucenicilor pâinile, iar ucenicii mulțimilor. Și au mâncat toți și s-au săturat și au strâns rămășițele de fărăminul 12 coșuri pline, iar cei care mâncaseră erau ca la 5.000 de bărbați, afară de femei și de copii. Îndată după aceea, Iisus a silit pe ucenicii săi să intre în corabie și să treacă înaintea lui pe țărmul celălalt, până ce el va da drumul mulțimilor. Doamne, tot stăpânitor de Dumnezeu, părinților noștri, rămâneți, auzi-ne și miluiește-ne. Doamne, miluiește-ne. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare milă ta, rămâneți, auzi-ne și miluiește-ne. Doamne, miluiește-ne. Că ne rugăm pentru Doamne, prea Sfințitul, părintele nostru, Calinic, Arhiepiscop al Asociației și Nădăuților și pentru toți frații noștri, cei întru Hristos. Doamne, când ne rugăm pentru preacuvioasa mai nămoasă stare, să stăm fără Gabriela, pentru toate maicile și surorile acestei sfinte mănăstiri, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește! Când ne rugăm pentru binecredincioasă poporul meu de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor, și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor. Când ne rugăm pentru frații noștri, preoții, romanati, diaconi, diaconi, monahi și monahii, și pentru toți cei cu Hristos, frații noștri. Doamne, este, Doamne, este, Doamne, miluiește! Când ne rugăm pentru fericiții și pururea pomeniții, fiindul ai Sfântul Tașmui acestuia și pentru toți cei mai dinainte adormiți, părinți și frații ai noștri, drept slăvitori creștini, care îl plinesc aici și pretutindeni. Doamne, este, Doamne, este, Doamne, ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor rogilor lui Dumnezeu, chinător, slujitor, viețuitor, plictor și binefăcător este în locașul acestuia. Doamne, ne rugăm pentru cei care au darul și fac bine sfântă și pentru tot cinstită mănăstirea aceasta, pentru cei care se ostenesc, pentru cei care cântă, și pentru poporul care este înainte și așteaptă de la tine mare și bogată milă. Doamne, 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 miluiește! Te-ai și pe-o nevoie să înțelegi
chemați Domnului. Doamne, miluiește! Cei credincioși pentru cei chemați să ne rugăm ca Domnul să-i miluiască pe dânsii. Doamne, miluiește! Să-i învețe pe dânsii cuvântul adevărului. Doamne, miluiește! Să ne descopere lor Evanghelia dreptății. Doamne, miluiește! Să-i miluiască pe dânsii cu Sfânta sa sobornicească și apostolească biserică. Doamne, miluiește! Mântuiește, miluiește, apără și păzește pe dânsii Dumnezeule cu harul tău. Cei chemați capetele voastre Domnului să reflectați. Ca și aceștia pe unul cum să slăbească, pe aceste cruci de mari cuvințe mele de la Tatălui și a Fiului și a Sfântului. Acum și durea și în veci veci. Amin. Cât sunteți chemați ieșiți, cei chemați ieșiți, cât sunteți chemați ieșiți, ca nimeni din cei chemați să rămână cât suntem credincioși, iarăși iară cu pace Domnului să ne rugăm. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi Dumnezeule cu harul tău. Doamne, miluiește! Înțelepciune! Că ție ți-e cuvenit de toată slava, cinstea și binecuvântarea Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Acum și purura și vecii vecilor. Amin. Iarăși iară cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi Dumnezeule cu harul tău. Doamne, miluiește! Înțelepciune! Ca sub stăpânirea ta cu deamul fiind păzit, de slavă să ținăm Tatălui și Fiului și Sfântului. Acum și purea și în veci vecilor.
vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna și pururea și în vecii vecinor. Pe laura Sfinței Dumnezeu nostru, care din atâtiților să pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe frații noștri, pe înțelul la genul diaconul la șiunat, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe cea dormiți într-o fericit patriarhie, unii gronii pădristeani, Sfântul Crist, Domnul acela a dormit, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe cea dormiți neamne noastre, moștri, moștri și ce pe care poate să numești, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe cei ce am dat acestui Sfinte Darul, cei care s-au adus vii sau adormiți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Și pe voi, pe toți strămăritorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna și pururea și în vecii vecilor. Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi!
Noi încinești unii pe alții și toată viața noastră pe Hristos Dumnezeu să o dăm.
ți-ți aducem de toate și pentru toate.
Thank you.
și bunurile și de la oameni. Aurea de scriurile cu care ești încântat, împreună cu prea Sfântul și Bunul și de viață pe Domnul Hrădor. Acum și până și în veci și veci. Să luăm aminte. Sfintele, Sfinților, aduce acum la mântul Dumnezeu să arătăm că i s-a făcut milă de ei, că erau ca niște